unde lucrează oamenii? Dezvoltare personală, clasa 1. Până acum am aflat o mulțime de lucruri despre meserii, cum se numesc, ce unelte sau instrumente sunt necesare într-o meserie, ce fac oamenii la locul de muncă, iar acum a venit timpul să aflăm unde lucrează oamenii. Vă propun să jucăm un joc în care vor fi prezentate câteva personaje. Voi va trebui să aflați unde lucrează acele personaje, mai exact cum se numește locul în care lucrează. Ce ziceți? Pare interesant? Sunteți pregătiți? Să vedem primul personaj. Mama lui Mihai este medic. Ea în fiecare dimineață merge la serviciu. Acolo așteaptă pacienții pentru a fi consultați și tratați. Voi știți unde lucrează mama lui Mihai? La școală? La un salon de coafor? Sau la spital? Alegeți varianta corectă. Dacă v-ați gândit că mama lui Mihai lucrează la spital, este foarte bine. În spital sunt încăperi mari unde se află aparate speciale care ajută la tratarea bolnavilor, iar paturile sunt reglabile ca să poată fi folosite mai ușor de oamenii bolnavi. Doctorii sunt ajutați de asistente medicale. Tatăl Anei este profesor. Dimineața se îndreaptă grăbit cu servieta plină de cărți spre serviciu, unde l-așteaptă elevii pentru a învăța multe lucruri interesante. Voi știți unde lucrează tatăl Anei? La poliție? La școală? Sau la biserică? Probabil ați știut că tatăl Anei lucrează într-o școală. Sunteți pe drumul bun! Într-o școală sunt mai multe săli de clasă, o sală de sport și o sală a profesorilor unde aceștia își pregătesc cele necesare pentru lecții. Mama Gabriele este actriță. Ea joacă în filme și pe scenă în fața publicului. Unde credeți voi că lucrează mama Gabrielei? La teatru? La restaurant? Sau la magazin? Mă gândesc că aș știut că mama Gabrielei lucrează la teatru. Ea este actriță. La teatru găsim sala de spectacol în care se află scena. Scena are o cortină care se deschide în timpul spectacolului. La teatru veți găsi și săli mai mici, numite cabine, unde se pregătesc actorii. Părinții lui Andrei lucrează împreună. În fiecare dimineață merg la serviciu, unde prepară mâncare delicioasă pentru oamenii care vor veni să servească masa. Unde lucrează cei doi? La bancă, la brutărie sau la restaurant? Dacă v-ați gândit că părinții lui Andrei lucrează la restaurant, este corect. Bravo! În restaurant găsim o sală mare pentru servirea mesei și bucătăria, unde bucătarii prepară mâncarea pentru clienții restaurantului. Mama lui Luca este croitoriasă. Ea coase haine frumoase pentru copii și adulți. Unde credeți voi că lucrează mama lui Luca? La casă de modă? La farmacie sau la coafor? Aveți dreptate dacă v-ați gândit la casă de modă. La o casă de modă vom găsi mașini de cusut și alte instrumente necesare confecționării hainelor, foarfece, ace, ață, călcător. A venit rândul ultimului personaj. Acesta are o meserie despre care poate auziți acum pentru prima dată. Tatăl Mirune este judecător. El decide dacă o persoană este vinovată sau nu de anumite fapte. De exemplu, dacă doi șoferi au un accident, judecătorul stabilește care dintre ei este cel vinovat. Unde credeți voi că lucrează tatăl Mirunei? La fabrica de mașini? La atelier auto? Sau la judecătorie? Dacă răspunsul vostru este judecătorie, sunteți foarte buni! Felicitări! La judecătorie vom întâlni judecători și avocați. Aceștia poartă o îmbrăcăminte specială de culoare neagră, iar judecătorul are un ciocănel cu care face liniște în sală.
Acum vreau să văd dacă recunoașteți acest personaj. Știți voi unde lucrează? Ce face la locul de muncă și cu ce instrumente lucrează? Este pompierul. El lucrează la stația sau la unitatea de pompieri. Pompierul stinge incendiile, este foarte curajos. Pentru că am încheiat activitățile despre meserii și pentru că v-ați descurcat grozav, veți primi diploma de expert în meserii. Iată! Felicitări, dragi copii! Mă bucur tare mult că v-am întâlnit!